din recomandările celor care lucrează în justiția din Neamț. Un om care odată plecat la București nu a uitat de unde provine, ci s-a întors mereu, atât cu gândul, cu vorba, dar mai ales cu fapta, către locurile din care a plecat. Iar aceste lucruri pozitive, sigur că întrunesc aprecierile celor din acest domeniu care activează în Roman, în special, și în Neamț în general. Îi urăm bun venit în echipa noastră, ne bucurăm foarte mult să-l avem alături. De altfel, pe parcursul desfășurării activității noastre, am avut de multe ori întâlniri, discuții, pe marginea unor proiecte, cu susținere din partea domniei sale. Doresc să dau cuvântul domnului președinte Mugur Cosmanciuc să vă adreseze un mesaj din partea domniei sale, iar în final domnul Alin Antochi va spune câteva din lucrurile pe care le vede în prezent, dar și le vectorizează spre viitor. Domnule deputat și președinte al filialei Neamț al PNL. Mulțumesc, domnule primar, mulțumesc și pentru prezentare și pentru faptul că astăzi găzduiți această conferință de presă și mai ales mulțumesc și pentru ceea ce faceți dumneavoastră în general pentru comunitate și pentru romașcani. Și spun acest mulțumesc din suflet, deși eu nu sunt romașcan, dar sper să ajung în sufletul romașcanilor alături de dumneavoastră și împreună cu dumneavoastră. Și mulțumesc și domnului ministru care astăzi este în prezența noastră, lângă noi, în fața dumneavoastră, pentru că a ales un drum al viitorului, consider eu. Domnul primar a făcut o introducere foarte frumoasă, timpul nu-i permite pentru că ar face-o și mult mai lungă, la fel de frumoasă, iar eu am să dau cu permisiunea dumneavoastră câteva mesaje. Suntem împreună într-o competiție care mâine va fi ca și start al competiției electorale. Dar în afară de acest lucru, eu cred că eu, împreună cu domnul primar Leureanu, suntem împreună pe un drum care nu este definit de o competiție electorală, ci este, cred că, definit de speranța ca Neamț 2020, Roman 2020, să devină modele de dezvoltare economică, socială și chiar culturală, putem să spunem. Și am să mă refer pe scurt în astăzi, pentru că împreună cu domnul primar vom mai veni în fața dumneavoastră, cel puțin de câteva ori, nu doar în această campanie electorală, pentru a lua câteva proiecte pe care le vom lansa în dezbatere și prezenta. Astăzi vreau să vă spun că în această formulă, de care, așa cum a spus domnul primar, subliniez și eu, veți auzi foarte mult timp, atât la nivel local, la nivel județean, la nivel regional și la nivel național. Leureanu Cosmanciuc vor fi un model, un tandem pentru a defini un Roman puternic la nivel regional, un Neamț puternic la nivel național. În acest sens, împreună ne asumăm să ne implicăm, să putem vorbi despre infrastructură, adică autostradă care se lege Moldova de Transilvania, un culoar de acces rapid din nord spre sud, Suceava, București și mai ales să susținem împreună să avem la nivel de județ Neamț un master plan al infrastructurii rutiere care să permită o dezvoltare echitabilă. Am lansat această idee și o continuăm în dezbatere. Vom organiza în perioada următoare o analiză și o implicare a tuturor celor care vor să candideze la primării, pentru ca tot ce înseamnă infrastructură județeană să fie la nivel european. Romanul va fi un pilon în dezvoltarea județului Neamț, iar modelul pe care l-a avut până acum privind atragerea investitorilor, privind susținerea mediului privat, privind dezvoltarea parcurilor industriale, va fi preluat și exportat nu doar în județul Neamț, ci la nivel regional, aș putea să spun. În acest sens, împreună cu domnul primar, cred că este cazul să spunem că noi gândim pentru perioada următoare o campanie prin care să susținem reconversia și pregătirea profesională, pentru că atunci când vin aici investitorii, despre care dumneavoastră veți auzi puțin mai încolo, dar la momentul potrivit, să găsească o forță de muncă bine pregătită, să găsească o forță de muncă capabilă să ofere cele mai bune servicii, iar investitorii să ne ofere nouă cele mai bune produse. Pornim pe un proiect pe care l-am definit Roman 2020, Neamț 2020,
Însă nu ne raportăm doar la o perioadă medie de timp. Ne raportăm la o perioadă de timp pe termen lung, în care consider că împreună cu domnul primar putem defini prosperitate pentru județul Neamț. Mă bucur să constat că acest proiect este întâmpinat, susținut și ulterior promovat și de alți colegi de acum încolo, dar și de alți oameni care ne vor deveni colegi. Astăzi domnul ministru Alin Antochi a ales să se alăture echipei liberale. Dar cred că el a făcut un pas mult mai profund, nu doar să se alăture echipei liberale, ci a ales să se alăture forței binelui pentru județul Neamț. A ales să meargă pe un drum în care să definească proiectele romanului, proiectele județului Neamț, așa cum a făcut-o și cu alte ocazii în diferite funcții pe care le-a reprezentat cu onoare. Fie că au fost cele elective, cum a fost în Parlamentul European, fie că au fost cele guvernamentale, unde, în calitatea sa de ministru secretar de stat la Ministerul Justiției, știu că a avut ușile deschise pentru toți cei care au vrut să promoveze proiectele. De aceea eu pot să-i spun, bine ați venit, domnule ministru, succes pe drumul pe care îl ați ales, dar în același timp vă asigur că noi vă vom fi parteneri de nădejde, cum și dumneavoastră trebuie să vă asigurați că veți promova cu nădejde și cu vrednicie toate proiectele județului. Atât am să spun acum, vom sta la dispoziția dumneavoastră cu răspunsuri la întrebări dacă veți avea și în continuare cred că domnul ministru ar trebui să intervină. Mulțumesc foarte mult! Bună dimineața, în primul rând. Mulțumesc mult pentru interesul pe care l-ați arătat acestui subiect. Mă simt ca acasă, uitându-mă la domniile voastre, pentru că ne-am întâlnit de atâtea ori în diverse ocazii, în diverse activități. Și sigur că pe undeva asta mă ajută să mă simt și mai ca acasă aici, în această echipă în care am decis să intru. De ce am făcut lucrul ăsta? Probabil că e una din întrebările la care vă gândiți. Și de ce acum? Am stat și am urmărit un pic viața politică din Roman, din Neamț. Sigur că sunt un oarecare cunoscător a acestor realități politice, fac lucrul ăsta de foarte mult timp și, așa cum știți, politica este un virus netratabil. Era evident că voi face la un moment dat pasul înapoi spre această zonă, pe care oarecum am părăsit-o fiind mai mult tehnocrat în activitatea pe care am avut-o la Ministerul Justiției. Dar am făcut acest lucru acum pentru că am vrut să vedem un pic cum se așează lucrurile pentru această campanie care urmează. Am să văd listele de candidați, să vedem proiectele, că asta e cel mai important. Pentru că, până la urmă, politica este cu și despre oameni. Și cred că principalul lucru pe care am vrut să-l regăsesc a fost calitatea oamenilor și ceea ce intenționează ei să facă pentru județ, pentru oraș, pentru noi toți. Până la urmă, eu sunt, dincolo de a fi politician sau... Eu sunt romașcan, sunt născut aici, am crescut aici, aici am trăit 43 de ani, sper să trăiesc în continuare, implicit și nemțean. N-aveam un dubiu foarte mare, ca să fiu sincer cu voi, pentru că listele, sigur, nu se anunțaseră, dar vedeam ce se întâmplă în piața politică. N-aveam un dubiu, așadar spun, vis-a-vis de cei care le compun, însă am vrut să vedem dacă vreunul din partidele care se anunță în momentul ăsta foarte penetrante pe piața ofertelor electorale, îmi va face o surpriză deosebită să vedem un nivel extrem de ridicat pe care nu-l percepeam la momentul acela. Nu s-a întâmplat acest lucru și nu mi-am schimbat părerea pe care am avut-o dintotdeauna, că aici sunt cei mai ok oameni pe care îi și cunosc, mă leagă relații de prietenie. Și în condițiile astea, acum după ce s-au definitivat listele, s-a terminat tot ce înseamnă bucătăria campaniei electorale, am decis să fac acest pas. Nu este niciun secret că sunt un susținător a domnului primar Leorean, întotdeauna am făcut-o, nu gratuit, în sensul în care n-am făcut-o pentru că e la modă să susții primarul în funcție, ci am făcut-o pentru că, fiind romașcan, am văzut, așa cum cred că ați văzut și voi, cum s-a transformat Roman în ultima perioadă.
Acest lucru nu s-a întâmplat pur și simplu. Nu e ca și cum, nu știu, avea casa în deal și se închide ușa oricum. S-a întâmplat pentru că echipa de la Primăria Roman, împreună cu, în frunte cu domnul primar, a depus în toți anii ăștia un efort susținut pentru a atrage aceste investiții pentru Roman, pentru a face din Roman un oraș așa cum merită să fie, cum a fost cândva. Eu am rămas cu nostalgia Romanului de, mă rog, din istorie, dacă o să vedeți, acum foarte mult timp în urmă, Romanul era probabil cel mai important centru al Moldovei. Mult mai important decât Bacău, chiar și decât Iașu. Lucrurile s-au schimbat în ultimii câteva sute de ani, dar asta nu înseamnă că Romanul nu poate folosi poziția geografică pe care o are și dacă este centrul Moldovei geometric, cum spunea domnul primar, poate fi și un centru al Moldovei din punct de vedere al aspectului civilizat, al dezvoltării și a calității vieții pe care o oferă. Am niște cifre, sigur, probabil le știți, că în economia județului Neamț, Romanul contribuie la acest moment cu 55% din totalul încasărilor. Toate celelalte orașe la un loc și celelalte afaceri care sunt răspândite în județ aduc 45%. Asta spune foarte mult și eu cred că este abia începutul. Pentru că simțim lucrurile astea și le simțim pe zi ce trece. Romanul se schimbă de la un moment la altul. Ori în condițiile astea și în condițiile în care eu personal cred că aici în fața noastră sunt cei mai competenți doi oameni care să conducă destinele acestui județ și acestui oraș. Și am numit aici pe domnul Cosmanciuc, care probabil nu trebuie să vă mai spun eu care cele mai bune intenții pentru ceea ce înseamnă județul Neamț și pe domnul primar Leoreanu, care cred că a făcut orice demonstrație posibilă vis-a-vis de competența și modul în care a condus Romanul atâta timp. Eu cred că venirea mea aici sper să aducă un plus de valoare prin cunoștințele pe care le-am acumulat de-a lungul timpului, poate prin relațiile personale pe care le-am strâns în acești ani. Și sper foarte mult ca acest lucru să însemne un număr pus la acest obiectiv pe care l-am stabilit și anume câștigarea Primăriei Roman. Aici n-am emoții foarte mari, dar mai ales a Consiliului Județean și sper din toată inima că domnul Cosmanciuc să vă vorbească peste foarte scurt timp din calitate de președinte al Consiliului Județean. Eu personal îi urez foarte mult succes în acest demers. Și fac asta pentru că eu cred că Neamțul merită un asemenea președinte, merită o asemenea echipă. În rest, pot să vă spun că nu am fost foarte interesat, deși au fost discuții vis-a-vis de o funcție aleasă la momentul acesta, semnând funcție de consilier sau funcție local sau județean, pentru că eu îmi doresc să sprijin proiectele care sunt în momentul ăsta în atenția conducerii municipiului Roman și a conducerii județului. Îmi doresc să facem ceea ce trebuie să facem pentru ca acest drum pe care a pornit Romanul, suntem la Roman totuși în momentul ăsta, să fie unul irreversibil, să fie un drum bun, un drum pavat cu realizări, un drum în care să, la capătul căreia, romașcanii să primească ceea ce așteptau de foarte mulți ani, și anume un oraș extrem de prietenos în care să locuiască. Până la urmă, politica, așa cum spuneam, nu e neapărat despre doctrine politice, nu este despre... Asta e o chestiune pe care o putem discuta, nu știu, în luări de cuvânt în emisiune. Este despre oameni. Și până la urmă, cel mai strâns moment sau momentul adevărului în politică este în administrația locală, unde cetățeanul care are o problemă este interesat de rezolvarea problemei lui într-un mod cât mai adecvat și nu neapărat de povești din astea sterile și spuse cu printre dinți vis-a-vis de diverse confruntări politice sterile. Ăsta e motivul pentru care eu am ales să vin aici. Sigur, sunt și alte motive personale. Faptul că din echipa, cel puțin de la Roman, eu cunosc foarte mulți oameni, cred că pe toți, și cu toți am o anumită relație de amiciție, de prietenie. I-am testat, dacă vreți așa, ca și calitate umană și consider că sunt într-adevăr cea mai bună soluție pentru orașul Roman. N-am niciun fel de dubiu că romașcanii vor alege în consecință. Eu personal voi pune umărul la acest demers pentru ca rezultatul pe care îl vom obține să fie cât mai clar cu putință. Mulțumesc mult celor doi care au fost foarte deschiși vis-a-vis de cooptarea mea în această echipă. Discuții am purtat de multă vreme, se întâmplă aceste discuții, însă poate n-a fost momentul, v-am explicat și de ce. Acum a venit acest moment și
În momentul ăsta vă pot spune că tocmai am scris aici adeziunea asta și urmează să o și semnez. Fac lucrul ăsta cu, din toată inima și sunt absolut convins că fac, așa cum spunea domnul Cosmanciuc, exact ceea ce trebuie. Nu pot decât să le urez succes pentru că sunt candidați, să ne urăm succes în acest demers și sper ca ceea ce ne-am propus acum să confirmăm după ce vom trage linie la sfârșitul acestei campanii electorale. Mulțumesc frumos! Ce să vă spun? Bine ați venit într-o echipă frumoasă și puternică. Succes și Doamne ajută! Doamne ajută! Și acum să semnați asta. Dacă tot este o poză, să fie o poză cu trei. Să facem o poză cineva în spate. Și poză. Mulțumim. Să semnați și documentul ca să certificăm din punct de vedere instituțional. Să semnați mai încet, vă rog, pas pe poză. Dacă vreți, mai semnezi. Semnează trei ori. Tot de acum. Că n-am nicio problemă. De acum, da. Urmează să primesc recomandarea și... Sigur. Comentarea. Păi, atunci la organizația PNL Roman, recomandarea se face acum și pe loc. Și la nivel județean, să parafăm așa cum se face... Și cu o recomandare. Cu succes. Doamne ajută. Doamne ajută. Aici se mai trebuie să spun și da. Dacă aveți întrebări vis-a-vis de acest eveniment sau de alte lucruri, vă stăm la dispoziție câteva minute. Cred că e corect să discutăm lucrurile astea după ce tragem linie după campania asta electorală și să vedem cum vom confirma aceste rezultate. În funcție de aceste rezultate am toată convingerea că în echipă se va discuta absolut transparent vis-a-vis de ceea ce își dorește fiecare. Dacă vreți dumneavoastră, da. Dacă îmi permiteți să intervin, aș face o mențiune și în calitate de coleg și în calitate de amic. Timpul va defini și o prietenie și în calitate de președinte al organizației. Discuțiile cu domnul Antohi nu au vizat nicio funcție, nici cu caracter politic, nici cu caracter administrativ. De asta v-am zis că este o discuție sau o prezentare cu bună credință. Dacă ar fi fost o astfel de negociere, ați fi știut-o primii și de la noi. Când va fi o astfel de discuție, o veți afla primii și tot de la noi. Până atunci, cred că orice supoziție nu poate fi decât un titlu foarte bun spre deliciu celor care îl citesc, dar nu are încă substanță. Mergând mai departe, legat de apartenența dumnealui în alte partide, da, știu despre acest lucru, însă cred că fiecare, într-o anumită perioadă a vieții, are posibilitatea să facă, într-o perioadă de reflecție, pentru viitor, cele mai bune decizii. Cred că a luat cea mai bună decizie și îmi doresc ca pe acest drum să rămână până când va hotărâ dumnealui să pună capăt oricărei legături cu politica. Acum să vă spun și eu un lucru. Nu am fi noi cei mai înțelepți de pe fața Pământului și atunci trebuie să privim către marii înțelepți. Petre Țuțea spunea că dacă până la 40 de ani n-ai fost de stânga, înseamnă că n-ai inimă. Iar dacă după 40 de ani rămâi de stânga, înseamnă că ești tâmpit. Acum nu știu dacă în termenii ăștia chiar așa categorici trebuie gândit, dar e un mare înțelept, da? Care recunoscut de întreaga lume. De aceea, sigur că în viață apar anumite repere, apar anumite etape și, așa cum spuneam, politica este cu oameni și despre oameni. Până la urmă, într-o echipă, dacă nu te simți bine, să știți că nu poți să mergi la activități politice ca și cum ai merge la cinema și ești tu singur cu ecranul și cu filmul. Acolo ești într-o echipă și trebuie să lucrezi. Dacă nu este o compatibilitate, este greu să relaționezi. Și dacă privim
în echipele politice, ele s-au modificat de-a lungul timpului. Așa puteau să spună și unii despre mine că, dincolo de fapt, de partea de tinerețe care confirmă ceea ce spunea Țuțea în primii ani ai mei, pe urmă eu zic că am fost consecvent, că am fost în PLD și PLD-ul a fuzionat cu PD-ul și am ajuns în PDL, am ajuns pe cale naturală născută, nu cu forcepsul. Că pe urmă am trecut în PNL datorită unificării PDL-ului cu PNL-ul, iar a venit pe acest segment de dreapta. Este bine să cunoști și stânga și dreapta, pentru că altfel poți să fii ciung din punct de vedere politic. Dar dacă cunoști și atunci îți dai seama că dreapta este mâna cu care mănânci, cu care scrii și cu care îți faci cruce înainte de a te culca, atunci mâna dreaptă e cumva mâna de bază. Amândouă sunt importante, dar cel important este să poți folosi aceea care îți asigură și o dezvoltare, care are o viziune și care merge pe un drum drept într-o echipă bună, puternică și corectă. Și atunci cred că am circumscris aceste lucruri, pentru că așa am putea vorbi și despre oameni care și-au schimbat locul de muncă. După cum știți, Occidentul și în primul rând Statele Unite promovează schimbarea locului de muncă pentru a nu interveni plafonarea. Am putea și acolo să tratăm lucrurile cumva că nu ai fi foarte fidel. De asemenea, cei cărora le plac călătoriile sau turismul schimbă locurile pe care le vizitează. Lumea e într-o continuă mișcare, într-o dinamică. De aceea eu cred că dacă nu sunt motive serioase care să confirme o atitudine nefirească sau o atitudine, să spunem, mai flexibilă, mai influentă, atunci lucrurile se așează vis-a-vis de oameni și de echipe. Iar eu cred că în momentul de față echipa PNL este cea mai puternică și la Romași și la Neamț, prin oamenii pe care îi are. Oameni de cuvânt, oameni de onoare, oameni care caută să se implice. De aceea, dumneavoastră, presa, sunteți cei care mereu investigați și care puteți să dați și aveți tot dreptul să deați anumite calificative. Uitați-vă în istoria oamenilor și din PNL și din PSD. Și de aici, dumneavoastră, veți putea trage anumite concluzii. Noi mergem pe drumul nostru, creionat pe proiecte, vectorizat pe dezvoltare, crezând cu adevărat într-o echipă PNL puternică la Roman și la Neamț. O secundă, vreau să-i răspund, Claudia. Noi ne cunoaștem de mult, domnule Claudia. Ca să vorbim acum în mod absolut direct. În fața camerei, evident. Înainte de orice altă... calificativ, sigur, eu sunt romașcan și voi știți treaba asta. Eu în momentul ăsta, foarte corect vorbim cu voi, da, eu am fost la PSD și n-am fost un membru oricare, am fost președintele organizației județene. Cred că știi treaba asta. Cu atât mai mult. Una peste alta însă, acolo am mers pentru că la momentul acela al vieții mele, la 20 și ceva de ani, niște oameni din jurul meu activau în această zonă. Nu poți să vii într-o echipă politică dacă nu cunoști pe noi ca și cum bați la ușa acum la partid. Eu n-am fost niciodată pe aici, vreau și eu să văd cum o fi. Și cred eu că am citit doctrina de dreapta sau de stânga sau de centru stânga cum vreți, sau cea extremistă care e foarte la naționalistă, ultranaționalistă, care e la modă și asta vreau să fac. Am intrat în acea echipă, au fost niște ani frumoși, au fost niște ani de construcție, niște ani foarte grei. După care, la un moment dat, pe ceea ce înseamnă politica și jocul de acolo, pe care îl accept sau nu, nu ne-am mai găsit locul în acel loc. Am plecat, întotdeauna am avut profesia mea unde m-am întors și mi-am văzut de lucrurile mele, până am fost cooptat de fostul președinte al Consiliului Județean, care m-a rugat să fac echipă cu domnia sa. Era o chestiune pe care n-am putut să refuz. De altfel, astăzi în fața dumneavoastră mai este un membru al acelei echipe, cu care am lucrat împreună cot la cot, Daniel Vasiliu, și care a avut același parcurs. Am făcut echipă cu acel om, am câștigat atunci șefia Consiliului Județean, au fost niște ani foarte frumoși. După care Dumnezeu a vrut ca acel om să se stingă, așa a fost. Eu mi-am văzut de treaba mea la minister, absolut ca și tehnocrat. Eu politică în momentul ăla prea mult nu am mai făcut pentru că arăta un pic altfel. Din postura de parlamentar faci politică, efectiv. Din postura de membru al guvernului e mai greu să faci politică. Iar în acest moment, pentru că așa cum am început și ți-am spus de la început, nu poți să stai departe de fenomen, nu neapărat pentru că îmi doresc o funcție sau ceva în momentul ăsta, nu-i vorba de asta. Am zis, trebuie să-mi aduc contribuția, să fac ceva, pentru că asta am fost obișnuit să fac în ultimii 20 de ani. Și atunci a fost o alegere firească să vin acolo unde văd niște oameni de valoare, acolo unde văd niște oameni corecți, care au niște intenții bune, niște oameni care au niște realizări, nu vin să ne spună că e adevărat că la Roman s-au făcut niște lucruri grozave care se văd, dar eu cred că o să le fac mai bine.
Asta e o poveste, adică toată lumea de aici poate să spună, domnule, eu cred că voi, dacă mă alegeți pe mine, o să meritați mai mult sau să fiți mai deștept sau să da. Noi trebuie să ne limităm la ceea ce vedem, că până la urmă în teren, când intri cu echipa câștigătoare, nu intri cu cineva pe care nu l-ai văzut jucând niciodată, dar crezi tu că e bun pentru că spune el că e bun. Și atunci am făcut pasul firesc spre această echipă, era un lucru absolut natural. Dincolo de treaba asta, e datoria voastră să catalogați oamenii cum doriți. Eu cred personal că atâta timp cât nu poți atașa unui om o etichetă și eu n-am de ce să plec capul în fața nimănui, până și la urmă și aceasta este o etichetă pe care pot să mă dar, dar știi de ce nu sunt așa de încântat cu eticheta asta de traseist? Pentru că o poartă atâta lume încât nu o mai scoate din anonimat. Mulțumesc! Da, toată lumea cine vrea pune întrebări. Știu. Am urmărit. Bun. Până lui spune, domnul Unica Abraham, spune că există un instrument infailibil, în așa fel încât o primărie, să spunem, că stradă în primul tur de un presetist, să poată fi rezultatul alegerilor să poată fi contestat de cei de la PNL, spre exemplu, dacă un candidat a PNL-ului se situează pe locul 2. Viceversa este la fel de valabilă. Și spune domnul Abraham că acest instrument este unul legal, unul infailibil și unul care poate fi alegeri democratice care s-ar putea către două tururi. Asta în condițiile în care s-a cam plătit cel de-al doilea că s-a către CCR, în vechiul meu e greu cu toată. Ca jurist, ca ministru, ca secretar de stat în Ministerul Justiției și acum iată ca domnul al PNL, așa că până ce-am văzut, dar sigur nu din postura de domnul al PNL, așa că vreau și din postura de om care este pe domeniu și poate să dăm cu vedere avizat. Din punctul meu de vedere, Teo, eu cred că aceste alegeri ar trebui să fie în două tururi. Eu așa cred. E adevărat că fiecare stat are libertatea să-și aleagă modul în care organizează aceste alegeri și se consideră că, chiar dacă e un singur tur, nu sunt nedemocratice. După părerea mea, însă, acest mod de a organiza scrutinul, este clar că favorizează un partid mare, un partid și este foarte greu de mișcat un primar din funcție, mai ales dacă are și rezultate. Sigur că complică foarte mult lucrurile cu privire la negocierile următoare, care intervin imediat după alegeri, pentru că evident dacă ar fi fost acel tur 2, se putea cristaliza mult mai bine dreapta, pentru că în momentul ăsta, din păcate, vedem o asemenea problemă în piața politică. Un partid de stânga PSD care nu face mare lucru, încearcă să supraviețuiască problemelor și încearcă să convingă electoratul că e în regulă să voteze chiar și morții uneori. Iar din partea astălaltă vedem o mulțime de partide de dreapta care nu vor avea șansa la un moment dat să cristalizeze după acest prim tur. Deci va fi o singură încercare, o singură tragere. Dincolo de acest lucru însă, eu personal gândesc că în funcție de cum va arăta rezultatul acestor alegeri, contestații poate face oricine, evident, dar în funcție de cum va arăta rezultatul acestor alegeri și mai ales după decizia de ieri a curții, care a spus foarte clar, a tranșat problema, eu am... Da, a tranșat-o, pe una a respins-o ca neîntemeiată, dar n-a intrat pe fond, pe una a respins-o ca inadmisibilă, pe una a tranșat-o ca neîntemeiată. Dincolo de acest lucru, eu mă îndoiesc profund că ne vom întâlni în practică cu acest gen de situații în care pe o simplă contestație a cuiva se vor ajunge la asemenea lucruri. Nu cred treaba asta. Trăind și făcând, ce să-ți spun. Vedem ce va fi. Vlad? La Roman? La Roman. Vom avea săptămâna viitoare lansarea candidaților. Veți fi invitați atunci și va reprezenta un moment important de a cunoaște proiectele, oamenii, deși lucrurile în mare sunt cunoscute. Dar în mic, în detaliu, săptămâna viitoare, cu ocazia lansării de la Roman, veți lua contact nemijlocit cu aceste lucruri. Vă mulțumim frumos, vă urăm o zi și o săptămână bună, succes dumneavoastră așa cum ne dorim și nouă.